Bună, dragii mei, bine v-am regăsit pe canalul nostru. Iar astăzi m-am gândit să filmez un vlog, pentru că nu am mai filmat de câteva săptămâni unul. Și este cel cu petrecerea de Halloween. Este primul an când mergem noi la cineva acasă. Este prietenul lui Dominic James de la Lețile de Not. Ei organizează o petrecere așa mare la ei acasă și vor fi câteva jocuri acolo. Apoi vom merge la colindat, trick or treat, cu toți copilașii. Sunt undeva la 12 copii. Și apoi, bineînțeles, că ne întoarcem înapoi acasă la ei, vor mânca copilașii cina și noi adulții și după aceea mergem înapoi acasă. Anul acesta a fost și primul an când am fost să la o fermă să-și aleagă ei proprii lor dovlecei. A fost o experiență genială, le-a plăcut foarte, foarte mult. Așa, Dominic, ți-a plăcut să-ți alegi propriul tău dovlecel? Da? Evi, ție ți-a plăcut? I want this just my but there's no any kid at houses. No any kid at our house. Cause there's none. Păi da, la noi acasă nu este mami. Ia stai să vedeți acum o casă. Nu stă acasă, puca să vedeți. Ia uitați, deja copilașii au început să colinde pe aici tot felul de case decorate. Da, mami? Unde trebuie să facem la petrecere? Ce o să faci? Evi, o să te distrezi la petrecere, mami? Da? Bouncy castle, nu puiul meu, că nu este zi de onomastică, nu o să avem castel în care să sărim. O să fie doar jocul cu ceilalți copilași, știi? Și merge să vedem, dar nu cred că au bouncy castle acolo, nu cred că au. Spuneam, și-au ales propriilor lor de plăcere, iar ieri seară am decorat, bineînțeles, o să inserez aici niște imagini să vedeți exact ce modele au ales copilașii. Am participat toți patru la această activitate de familie. Și acum, cum spuneam, să vedem cum va fi prima petrecere, așadar, vizionare plăcută! Going to the park. Watch out, baby. Whoa, yeah. Oh dear!
There you go. Well, let me get you to show you. Și am ajuns acasă, copilașii bineînțeles că dorm, au dormit pe mașină, imediat cum au ajuns în mașină, cred că mai puțin de 5 minute deja au obosit. A fost extraordinară petrecerea, mi-a plăcut foarte, foarte mult, chiar a fost foarte drăguț. Toate jocurile pe care mămica lui James le-a pregătit au fost super, super interesante. Ne-am jucat, a fost de fapt, nu știu ce v-ați dat seama din imagini, dar au început să decoreze baloanele cu stickerele acelea, după care au avut un joc în care într-un bol de apă au pus multe mere și trebuia să iei cu gura copilașul, trebuia să iei mărul din bol, după care acel joc pe care l-ați văzut la Cosmin, că el a trebuit să bage niște ouă de ciocolată într-un dovleac așa, că o gelatină, și copilașii trebuia să-și face mâna să scoată. Și interesant a fost, dar bineînțeles că ați văzut că la petrecere au fost mulți băieți și pentru ei a fost extraordinar de frumos acel joc. Le-a plăcut, eu m-am gândit că nu o să-și bage nimeni mâna, dar nu, n-au avut treabă. După care am mai făcut încă un joc cu acela cu lingura și cu oul înăuntru să nu cumva să scape, și tatuaje și face painting. A fost foarte, foarte drăguț. Apoi am fost la trick or treat și vă dați seama, o gașcă de câți copilași erau acolo, vreo 10 copilași, alergau ca nebuni unii după alții. Evi a ținut pasul cu absolut toată lumea, deci chiar mi s-a părut super drăguț, și cu costumele care le vedeam pe stradă. A fost ceva interesant, e al doilea an când mergem la trick or treat și așa cum și anul trecut știu că au fost câteva persoane care spuneau că nu sunt de acord cu această sărbătoare, eu respect pe toată lumea și adevărul este că nici eu nu pot să spun că sunt cea mai mare fană a acestei sărbători, însă atât timp cât copilașii se distrează și se bucură de această tradiție și în condițiile în care noi trăim în țara asta și mi se pare super ok să respectăm, nu știu, oarecum această sărbătoare, nu văd care ar fi problema. Mai ales că din punctul meu de vedere aceasta este cât de cât cea mai asemănătoare chestie cu colindatul nostru din România, în sensul că tot așa, nu bați la uși și primești dulciuri, mă rog, România mai nouă este cu bani și așa mai departe, dar bucuria care o văd pe ochișorii lor când vin acasă cu găletuța lor plină de dulciuri și se bucură de astea, nu știu, mie mi se pare o experiență frumoasă.
Iar apoi după ce am făcut trick or treat, ne-am întors înapoi acasă, au mâncat copilașii, au mâncat adulții, am mai stat un pic pe acolo și așa a trecut petrecerea. Cum spuneam, a fost o experiență nouă și care mă bucur sincer să fiu că am experimentat-o, mai ales că și Dom și Evi au interacționat cu alți copilași, cu alte persoane și per total cam așa a fost ziua de astăzi și vă mulțumesc frumos încă o dată pentru că ne urmăriți și vă respect, sincer, vă respect opinia. Dacă nu doriți să sărbătoriți, chiar dacă trăiți aici sau oriunde ați trăit și nu vreți să sărbătoriți această sărbătoare, pe bună dreptate, chiar nu sunt foarte multe case, chiar și în zona în care am fost noi acum la petrecere și în zona noastră în care trăim, în care casele nu sunt decorate. Apropo, noi am fost în Anglia mulți, mulți ani și de-abia după al treilea sau patrulea ani am aflat și noi că doar dacă ai ceva decorațiuni, dacă pui acolo un dovleac sau orice altă decorațiune de Halloween, doar atunci vor bate copiii la ușa ta, altfel nu te deranjează nimeni. Pentru că noi în primii ani nu știam, noi vroiam să vină copilașii la noi și nu știam să lăsăm dovleacul afară, în fine, poate că pare o chestiune așa de la sine de înțeles, dar nu știam eu de asta și de când am aflat, într-adevăr, în momentul care am scos dovleacul afară, acum vreo 3 ani, cred că, deja au și bătut copilașii. În zona în care am fost noi astăzi, deci acolo unde s-a ținut petrecerea, atât de mulți copilași au fost că părinții unde a avut loc petrecerea, deci părinții aceia au consumat cam 2-3 gălețe așa pline de dulciuri, atât de multe dulciuri s-au dat, veneau copiii așa și 50 de copii unii după alții, așa de multe persoane erau. Și cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați urmărit, că sunteți aici pe canalul acesta și ne revedem sâmbătă viitoare la ora 4 pentru un nou clipuleț. Am pupat!